Bună ziua! Este o zi ploioasă, am ajuns la Romexpo pentru că astăzi, sâmbătă, este un târg de turism și sunt invitat la standul Maramureșului în calitate de ambasador al turismului în Maramureș. Sunt undeva în parcarea din spate de la Romexpo și căutăm o intrare. Ia să vedem! În drum spre standul Maramureșului am ajuns la un pavilion pe care chiar vreau să vi-l prezint pentru că l-am văzut, am fost acolo la Castelul Carlotti, am fost astăvară și a fost super. Vi-l recomand și vouă. Vă rog, standul Maramureșului, aveți idee pe unde e? Cristian, paralelă pe unde e? Pavilionul C3, standul 02. Pavilionul C3, din C1, treceți în C2 și după aceea în C3. Bine, mulțumesc mult! În sfârșit am ajuns la C3, aici găsim pavilionul județului Maramureș. Bună ziua! Ce faci? Te pup! Aș știu că s-a aici. Este târgul de turism, așa se numește târgul de turism? Al României, da, ediția de toamnă. Și am venit la standul județului Maramureș pentru că eu sunt și ambasador al turismului Maramureș și promovez foarte mult județul din care m-am născut. Și ia uitați ce frumos sunt îmbrăcați maramureșenii. Ce faceți aici? Ce e asta? Mai de tot. Cum? Teară. Ce e? E teară. Teară? Da. Așa se numește? De făcut zadie. Vreau și eu zadie. Se poate? Așa se numește zadie, nu? Zadie, da. Zadie, da. Eu știu cum se numește pentru că și eu am crescut și am copilărit cu lucruri de genul ăsta. Deci chestia asta se numește... Zadie. Foarte multe lucruri frumoase, interesante le putem face în Maramureș, însă unul dintre cele mai frumoase este acesta. Crăciun în Maramureș, perioada 22-28 decembrie 2017. Vă recomand cu căldură un Crăciun în Maramureș, dacă aveți vreodată ocazia, vi-l recomand, o să vă placă maxim. Mai ales în partea aceea de Maramureș, partea istorică a Maramureșului. Când mă uit la piantele astea, mi se face dor de Maramureș. Sper să ajung în curând. Dați-mi voie să vă prezint, el este unul dintre cei mai maramureșeni, dintre maramureșeni. Bună, bună! Daniel, te bucur! Mă bucur, ce stand frumos, ce... E dor de Maramureș, că în momentul ăsta colegul e plecat acolo. Am văzut că Mihai a ajuns azi dimineață în Maramureș. Fain! Astă vară am avut un concert în Maramureș și cu cine credeți că m-am întâlnit în Maramureș? Cum se numește localitatea? În Rozavlea? În Rozavlea, da. Cu Daniel eram vacanță în Maramureș. Bravo, mulțumim, Daniel! Mie îmi plac două locuri în lumea asta, Maramureșul și Creta. Știu că îți place Creta. Dar să știi că sunt apropiate pentru
pentru că și oamenii din Creta sunt la fel de calzi și de senini ca aia din Maramureș. Foarte tare! Practic, acesta este standul Ministerului Turismului și o avem aici pe doamna... Secretar de stat, Cristina Tărteață. Secretar de stat. Mulțumim, doamnă, pentru acest stand. Arată superb. Trebuie să mulțumiți, într-adevăr, staffului Ministerului Turismului. Au fost ideile lor și niște idei foarte bune. Trebuie să și arătați puțin ce am încercat noi să facem aici. Este o mică părticică din coloana infinitului, centrată în mijlocul standului. Adică... veniți la deschidere joi, dar am premiat și destinațiile Eden, destinații de excelență, 5 destinații de excelență. În fiecare an se premiază câte 5 destinații. Anul ăsta avem Bucovina pe primul loc și încă... Și Maramureșul, nu? Au avut și ei două premii pe locul 2 și 3, dacă nu mă înșel. Eu sunt din Maramureș, de-aia mă aflu aici, pentru că standul județului Maramureș e lângă standul dumneavoastră. Da, știu, vă felicit. Eu sunt ambasador al turismului din Maramureș. Wow, super, da. Mă bucur. Nu că ați avea nevoie de un ambasador Maramureș, da, să faceți așa o treabă bună, vă ajută orice. Eu sunt mândru să fiu maramureșan și o să vă mai spun un lucru, pentru că eu călătoresc foarte mult în afara României și... Călătoresc mult și în afară și de fiecare dată reprezint România și mă bucur să spun că sunt român și să le recomand România ca tare, o țară turistică pentru superbă. Pentru că noi vrem să ne adresăm și ne adresăm într-adevăr și turiștilor străini și ne dorim turiști străini, dar trebuie să înțelegem cu toții că până la urmă putem să ne facem cel puțin o vacanță din alea 2-3 pe care le avem pe an și în România. Deci am fost așa, în vacanță, în Covasna, superb. Așa. În Ținutul Conacelor, superb. Maramureș nu mai zic. Nu mai zicem. Transilvania nu mai zic și da. Moldova nu mai zic. Adică... Deci totul este fantastic. Superb. Da, asta spunem și noi și așteptăm și nu numai pe românii care sunt aici și își fac o vacanță, dar și pe românii de afară să vină și să-și facă vacanțele în Corect. România. Măcar una. Corect, măcar una pe an. Da. Sunt sigur că românii de afară vin o dată pe an în România într-o vacanță. Da, pentru vacanță, nu doar să-și viziteze rudele. Și în vacanță. Îmbină pe amândouă. Da. Oricum, mâine... Este un trend, să știți. Dacă... Să vii înapoi în țară și să-ți faci vacanță. Da. Mulțumim mult. Mulțumesc și eu. Vreau să vi-l prezint pe un prieten foarte bun din Maramureș, domnul Dâncuș Doru, în calitate de... care e calitatea? Astăzi vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. Vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș. O onoare să îl cunosc și este un domn care se implică foarte mult în ceea ce înseamnă județul Maramureș și vreau să-i mulțumesc că de fiecare dată când a făcut o acțiune care ține de Maramureș m-a sunat. Deci, noi ținem la valorile Maramureșului, tu ești una dintre acestea. Dacă aveți timp, dacă puteți, de Crăciun, dacă nu, după Crăciun, în ianuarie, în februarie, în vară, oricând în Maramureș, este absolut superb. Și aveți foarte multe opțiuni de cazare, de... foarte multe lucruri interesante. De mâncare, nu mai zic. De pălincă. De tot ce vrei. Maramureș, găsești tot ce vrei. Mulțumim. Și oameni de omenie special. Mulțumim. Vă spuneam că venim în Maramureș pentru că suntem acasă. Dacă tot îi am aici cu lentilele pe mine, n-am cum să nu spun din start, să încep cu Adrian Sână. Mersi, Adi, că ai venit alături de noi. Sunt convins că nu titulatura de ambasador al turismului te-a făcut să vii, ci o frântură de Maramureș. Și îți mulțumim că ai venit alături de Daniel Buzdugan. Am încercat să-l am alături de mine și pe Mihai Morar, dar el m-a fentat. El este acasă acum. Ce poți să ai mai Maramureș decât dacă ești în Maramureș? Thank you.
amintiri frumoase, ce muzică frumoasă. Am plecat, a fost un moment superb și nu-mi pare rău deloc că am ajuns aici. Maramureșul chiar merită vizitat și vi-l recomand. Bună. Bună seara! Ce faceți? Sunt îmbrăcat de casă? Să rămână, Anca! Ce faci? Adică să mergem mai sus. Bună seara! Ce faceți? Mama, ce se întâmplă aici? Spune-ne ce se întâmplă aici. Suntem la dragonul vrăjit pe care l-am și mâncat. Sara, spune-mi ce se întâmplă aici. Mulțumim! Ia bilet. Suntem la desenul animat Dragonul Vrăjit. Este la Sara, în această seară, suntem cu toată Gașa și cu toți copiii, pe care eu și cu Sara l-am dublat, am dublat niște personaje. Așa că mergem în sala de spectacol. Dragonul Vrăjit! Să rămână, bunica! Sara, tu ești Dragonul Vrăjit? Dar cine ești? Mi-a zis un domn. Autoclas. Nu faci. 8:55? Da. E 7. 7:55. E foarte aglomerat, e super trafic. Ce faceți, copii? Alchistii, ce faci? Foarte bine. Ești fericită pentru Sara? Da, aveți un minut să spuneți fiecare ce vreți. Cum ați spus brânză? Mare sau mediu? Mediu. Ce ați cu brânză? Tot mediu? Noua, ce vrei de mâncare? Popcorn mediu. Da. Două popcornuri medii. Aveți lași de băut? Doar sus. Doar sus. Hai, Sara, zi, doar sus. Apă. Plată? Da. Da? Bunica, ce facem aici? Bine, cumpărăm bunătăți copiii. Ce rețete bune mai aveți? În seara asta nici ceva de ea. N-aveți o rețetă în seara asta să ne citiți? Nu, astăzi, seara asta o să vă invit la pizza. La ce paltonaș frumos aveți, bunica. Da, e primit la două de la tine. Da? Vă vine foarte bine. Mulțumesc. Să porți cu plăcere și cu e ca eu. Suntem la la mall, la Băneasa, cu bunica, a venit și bunica, cu Ancuța și cu toți copiii, pentru că Sara și cu Anca sunt două personaje foarte controversate, aș spune eu. Bunica, ce rețete ne mai citești? Ei, dumnezeu, să fac o plăcintă bună. O plăcintă bună, de aia cum știu eu? Mere, pentru că suntem în post. Ok, abia aștept. Până atunci vă doresc o seară frumos. O seară minunată. Bye!
Bună, Alchistin! Bună seara! Bună seara, Lu! Avita te descurci? Bună! Nu vrei din asta de la asta? Adrian e deja un personaj. Eu sunt un personaj, așa spun copiii, pentru că am venit în halat de acasă. Dansator popular! Din asta mă gândeam! Pare a fi un dansator popular? Da! Păi știu să dansezi popular, uite! Eu cred că-i cântăresc de muzică populară! Aha! Sunt! Furduiancu mă numesc. Din oaș. N-ai grijă. O să fie o seară de excepție. Vreau să vi arăt pe copii care și-au comandat toți popcorn. Noa! Ava! Mi-ați dat cardul? Da. Da, mă zici pe mintră? Da. Ale cui sunt astea toate? Nu știu. Bine v-am găsit. În primul rând vă pup copii și vă iubesc foarte mult. Este o onoare să fac parte din distribuția acestui desen animat. Sper din tot sufletul să vă placă și vouă. Pot să spun că nimic nu este întâmplător, pentru că în urmă cu o lună, fetița mea, Sara, prezent aici, mi-a spus mie și lui Adrian că unul dintre cele mai mari vise ale sale este să fie un personaj din desen animat, să dubleze o voce. Și iată, când am primit telefonul vostru, invitația voastră, am fost super, super fericită, iar reacția Sarei a fost una unică. Am sunat-o și chiar i-am dat lacrimile și pot să spun că e o amintire de neprețuit pentru noi ca familie. Așa despre experiența de a fi mama băiețelului principal. Eu sunt Maria, desenul animat, sunt o mămică foarte frumoasă și am un băiețel drăgălaș. Și foarte curajos, da. Totul a decurs foarte bine la filmări, să zicem. Și am avut ceva emoții, dar cu mici ajutoare așa și încurajări din partea Sarei mai ales. Sper că am făcut față cu brio. Vă doresc vizionare plăcută și acum o să-i dau microfonul și Sarei. Sara, cum a fost experiența? Spune mai întâi, cine ai fost tu în desenul ăsta animat? Păi eu am fost... Vițelul personajului principal. A fost o experiență foarte frumoasă și sper să o mai repet, dacă s-ar putea. Păi, timpul petrecut cu părinții mei înseamnă pur și simplu, cum să spun, fericire în familie. Nu contează că suntem acasă, la mall, la un loc de joacă. Important e că suntem împreună. Mulțumim tare mult și vizionare plăcută! Și un personaj... Nu cobori în jumătate de minut, îi voi da frate-mi tot la cintele.